Bună ziua, toată lumea! Sunt Rainy Blue și începem cu un nou joculeț. Este vorba despre tot felul de astre. Chiar vreau să știu dacă voi credeți în zodii și în toate astea. Și hai să jucăm! Avem 10 steluțe la început. E prima ei zi de școală, dar trebuie să ne îmbrăcăm cu ceva. Nu știu care îmi place. Mie îmi place... asta îmi place. Ce păr să-i punem? Ăsta îmi place. Așa am și eu păr oarecum. Oh, nu te cred. Albastru, albastru, perfect. Și acum să-i punem o hăinuță. Îmi plac foarte mult hainele de piele. Îmi plac mult. It's perfect. A, trebuie să apeși mult. Am înțeles, am înțeles. Prima zi de școală. Un loc în care n-ai vrea să fii. Sunt nerăbdătoare și chestii de astea și așa. Some character. Ascultăm niște caractere în spate. Auleu, ce urâtă e asta. E una dintre alea probabil foarte populare. Sunt în unele școli niște fete care se cred foarte populare și au o problemă cu fetele astea drăguțe care abia vin și da. Și în general fetele pot să fie mai geloase. Vai. Hai să oferim ajutor. Uite, o ajutăm pe fată. Amanda o cheamă. Uite, asta e atât de calmă. E neutră. Interesant. Prima zi de școală pentru noi. O zi rea se pare pentru Amanda. E junior. Nu ne cheamă Lana. Ne cheamă Rainy. Așa. Suntem și noi juniori. Sistemul la în alte țări e diferit față de al nostru. Sistemul de școală de învățământ mă refer. Și în general tot sistemul. Sunt hai să fiu un capricorn. Nu știu. Un hard working. Confirm. Și acolo zice pe ce de astea. Să ne întâlnim cu Mike. Ăsta e Mike. Sunt foarte drăguț și îmi place părul ei. Uite, are roz. E un alt tip de joc pentru Android, dar e un joc frumos, e relaxant și... Oh, mi-a complimentat. Să-i zicem că și el arată bine de asemenea. Suntem juniori, normal, cum să nu fiu eu junior. La, și în ce înălțime am, bănuiesc că sunt un junior. Și la 50 de ani să am tot junior, voi rămâne. Îi întreabă de cât timp sunt împreună. Ia să vedem.
De ce râde Amanda? A, nu sunt împreună, cred. Oh, ăsta e Julian. E înalt. E drăguț, e înalt, e drăguț. nu e tipul ei. Dar nu e tipul, nu e genul ei, da. Oh, vai, să ne-am... Doar good looking, pentru că eu sunt genul de fată care nu se omoară după băieți. Da, ce drăguț. Dacă el arată bine, eu cunosc. Da, fiecare băiat are ceva special, la fel cum fiecare fată are ceva special. Da. Da. Dacă vreți să aleg anumite jocuri, puteți să-mi lăsați în comentarii, pentru că am o listă de jocuri pe care aș vrea să le încerc și... Le caut, nu numai, da, o reclamă, uite, prima problemă a fost reclama aia, în rest, dar tot de joc la o reclamă până la urmă, doi episod. Trebuie să, o să pun pauză eu. N-ați ratat mult, stați liniștit, liniștiți. Sunt destul de obosită, e dimineață când filmez și... Da. Arăt drăguț. Hai să-i mulțumim totuși. Dă-mă, mai look. Ops, e geloasă. Ce drăguț a sunat. Ea mereu arată bine. Da, e un pierzător. Michael e un, Mike e un pierzător. Trebuie să ne depărtăm puțin de mai, pentru că nu vreau să mă cer cu Amanda din cauza lui. Auzi de iubire a plecat. În general, băieții evită subiectul ăsta. Pentru că, nu știu. Chiar, băieți, de ce nu prea sunteți de acord cu subiectul a iubi, a plăcea? Ok, a plăcea, vă place. Vă plac multe fete, dar a iubi, în general, nu știu, mie mi se pare ok, a iubi o persoană e ceva special, dar la vârsta asta, nu știu, 15 ani, 14, chiar mai devreme, e cam greu să-ți dai seama pe cine iubești. Îmi place la lui, e tristă când e albastru, dar suntem în clasă cu, cum o chema, cu aia, prea, Cecilia. Doamne, ce profesoară, îmi place rujul. E... Cecilia, sau Cecilia. Nu știu, este și o autoare care, pe care o cheam așa și a scris 100 de nume, am citit-o, foarte frumoasă cartea.
O ignorăm pentru că așa pățesc fetele rele. Sunt ignorate de fetele normale la cap. Nu că eu aș fi normală sau că caracterul nostru ar fi prea normal. Oops, I'm sorry. Oops. Ne-am cam certat din cauza lui aia. Ne-am certat din cauza ei. Nu, deci tipei alea îi trebuie o lecție ca la carte. Ne-a văzut că am vorbit în timpul orei. Numele meu acum. Oh. Da, mă consider bună la matematică. Pentru că, totuși, e supărată și asta pe noi. Nu știu, la noi, în generația asta, elevii sunt mai... Stai, ce? A, e nouă. Da, a fost ușoară, dar e și greu. Cât ori cât fac 63, cât ori 7 fac 63, foarte greu. Nu știu când am învățat înmulțirea în clasa 5-a, 4-a, habar n-am. Eu m-am mai prin pe timp din când în când, pentru că nu vreau să fac peste 15 minute episoadele, că devin plictisitoare, lungi și chestii. Și da, îmi place melodia. Oh! No, no way. Why would you like? Îmi place părul ei. O, dacă îmi spune el numele, îi spun și eu. Ai un senior. Îi spunem că suntem noi pe aici. Bun venit, îmi zicem. Să nu las pe doamna, cum o chema pe aia, să mă intimideze. Ce dulce. Oh, o fată drăguță, frumoasă. Și acum mă întreabă toți despre minunata mea aventură cu domnul, cum îl chema. Și le spunem. Puteți să puneți voi pauză, că eu dau cât mai repede ca să are prietenă. No, nu crede că are prietenă, dar Cecilia, ca în toate poveștile de genul, fata aia populară vrea băiatul popular și... Da. Dar ca personalitate, cred că s-ar potrivi cu... Deci aveam o chestie cu zodiile. Obsedate de zodii. Nu știu, eu nu sunt obsedată de zodie, dar... În fine, cam atâta pentru episodul
Ăsta poate mai continuăm, poate nu, chiar nu știu. O să mai filmez poate un episod cu toți. Mai vedem. Pa!